ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cezar Filip, suntem la dreptul la replică, emisiunea dumneavoastră de weekend de la Jurnal FM, așa cum v-am anunțat și în ediția de ieri, continuăm și astăzi seria emisiunilor în care prezentăm candidații la alegerile locale din septembrie. Insist asupra faptului că sunt emisiuni nu de promovare, ci de prezentare a candidaților, iar demersul nostru jurnalistic are drept scop atât informarea dumneavoastră, vă punem și pe dumneavoastră în dialog cu candidații, dar și pe candidați în dialog cu dumneavoastră, în așa fel încât să aflați ce proiecte vin, le propun pentru comunitățile pe care vor să le conducă în următorii 4 ani. Astăzi, alături de noi, este un candidat la primăria Piatra Neamț, este vorba despre domnul Ciprian Enache, candidat ALDE. Bună ziua, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Domnule Enache, am să încep cu o întrebare mai arțăgoasă, dacă îmi permiteți. Vă rog! Sunteți reprezentantul unui partid care în mod evident are și resurse și posibilități electorale și nu doar mai mici decât partidele, să le spunem, mari de pe scena politică, PSD și PNL. Așadar, pentru a obține rezultatul dorit în cursa electorală, va trebui să compensați acest minus prin ceva. Prima întrebare este, prin ce credeți că veți putea compensa forța, să-i spunem, electorală superioară a partidelor consacrate? Prin determinare, în primul rând. Și prin faptul că atunci când vorbesc cu electoratul pe stradă și chiar cred lucrul ăsta, oamenii s-au cam săturat de partide politice, chiar se apleacă cu atenția asupra omului care vine în fața lor, indiferent din ce partid va face el parte. Și eu cred că oamenii pe stradă, electoratul, a înțeles bunele mele intenții în ceea ce îi privește. Nu întâmplător sloganul meu de campanie este oamenii pe primul loc. Eu chiar îmi doresc un parteneriat corect cu cetățenii și cred că prin determinare și prin muncă susținută pot să compensez, să spunem, acest minus de care amintesc dumneavoastră. Înțeleg că ați optat pentru un mod de a face campanie, să-i spunem, tradițional, un mod la care s-a cam renunțat în ultima perioadă, mă refer la ieșit în stradă, întâlniri cu cetățenii, mai puțin, eu știu, modul ăsta mai nou de a face campanie pe Facebook sau exclusiv prin mesaje transmise prin canale de comunicare. Întrebarea este, care e feedback-ul cetățeanului? În momentul în care opriți un cetățean pe stradă, intrați în discuție cu el, îi spuneți că doriți să candidați la primăria pentru a câștiga fotoliul de primar de Piatra Neamț. Ce vă spun oamenii? În general, marea majoritate, din păcate, sunt supărați pe tot ce înseamnă clasă politică. Deci nu pe mine, nu pe altceva, pe clasa politică. Și cel mai greu lucru pe care mi-a spus, cel mai greu de combătut, pentru că eu am intrat în această bătălie, la fel supărat pe clasa politică, supărat pe ce se întâmplă în jurul nostru. Știți foarte bine, 4 ani de zile am stat un pic în afara scenei politice, tocmai pentru faptul că nu credeam că mă reprezintă ceea ce se întâmpla în jurul meu la nivel de echipă. Și atunci am preferat să-mi văd de lucrurile mele. Mi-am dat seama că n-am făcut un lucru foarte bun, pentru că dacă nu ești în teren, nu prea ai cum să dai gol. Din tribună toți suntem buni și toți putem striga că echipa e slabă, jucătorul nu știu ce face sau arbitru a făcut blatul. Și am reintrat în această competiție, am intrat practic în politică și am intrat în această competiție dorind să schimb într-adevăr ceva la nivel de administrație locală. Ceva și anume ce? Numiți-mi 3 lucruri care ar trebui, din opinia dumneavoastră, schimbate în modul în care s-a făcut administrație în Piatra Neamț. Eu nu am să vin să critic proiectele făcute până acum, pentru că nu mi se pare corect. Sunt bune sau rele, au fost făcute, nu avem ce face să schimbăm în sensul ăsta ceva. Și dacă vreți, mă refer la un punct oarecum fierbinte. Mulți spun că acea telegondolă este bună sau nu e bună, e scosisitoare sau nu. Dom'le, haideți să o facem profitabilă, aia trebuie să facem. Că nu putem dărâma ce facem, că o dăm la pier vechi. Nu, ea trebuie să devină profitabilă. Aici trebuie să căutăm soluții. Și eu cred că un punct de atracție puternic pe Cozi, la un loc foarte frumos, care ar ajuta extraordinar de mult. Și nu eu nu vin cu noutate și nu vin cu lucruri inventate. Mergem în alte orașe turistice din România și nu numai și vedem că pe munte se pot face lucruri frumoase, lucruri care atrag turiști. Aici, de fapt, vrem să ajungem, da? să aducem turiști în Piatra Neamț. Ar fi unul dintre punctele de atracție. E un lucru, asta poate nu chiar mărunt, dar nu foarte costisitor, pentru că observ cu stupoare că autoritățile și nu numai se tot ascund în spatele bugetului. Nu avem bani. Dar nu spune nimeni că primăria trebuie să vândă mici pe Cozi la Dumne.
Nu spune nimic că primăria trebuie să ducă să vândă bere pe Coza sau știu eu ce altceva. Nu spune nimic că primăria trebuie să facă o tiroliană sau un trenuleț de ceas suspendat sau. Nu, acolo trebuie să cauți oameni și cu siguranță se vor găsi, pe care să-i lași să investească, să creezi cadrul, premisele necesare dezvoltării unei afaceri sustenabile. Clar înseamnă și locuri de muncă, pentru că este în proiectul nostru electoral crearea de locuri de muncă. E frumos cum spun alții competitori ai mei, vin cu super proiecte și vor da mii de locuri de muncă. Dar cred că dacă plecăm de la, să spunem așa, societăți micuțe cu câțiva angajați, avem șansa să aducem mult mai multe. Adică făceam un calcul la 100 de societăți cu 20 de angajați, ai făcut 2000 de angajați. Dacă aștept să-ți vină un investitor cu 2000 de angajați, nu prea l-are nimeni în buzunar la ora asta. Acolo sunt negocieri lungi, trebuie să creezi o întreagă structură, o întreagă platformă, să fie mulțumit să vină să investească în zonă. Este adevărat că trebuie să ne aplicăm atenția și asupra acestui lucru, dar nu putem pleca din start cu proiecte de anvergură, cu proiecte care sunt costisitoare, în momentul în care noi nu avem fundamentul. Dacă nu clădești pe un fundament solid, da, baza la noi, firul ierbi, încă nu e ajuns tot la cota zero. Haideți să ducem la cota zero să fie totul perfect, să fie tot ca această masă stabil și de aici plecăm solid în sus. Și cu proiecte mari și mici, venim și spunem, domnule, eu vreau să fac, eu nu fac, nu mă pricep să fac, nici turist poate, sau nici parte economic, sau juridic, sau nu. Trebuie să avem o echipă bună în spate și trebuie să aplicăm în continuare urechea către cetățean, pentru că acolo aflăm adevăratele probleme. Oamenii sunt supărați pe stradă pe bună dreptate. Un alt punct, m-ați întrebat, s-au pus pavele pe trotuare, am luat-o la pas prin oraș pentru că asta mi-e meseria în următoarea perioadă și găsesc pavele în valurile mării. La ori chiar nu se pot pune dacă câteva s-au lăsat din terțe motive, nu știu, a fost un canal de desubt, a trecut un submarin, s-a întâmplat ceva și a făcut acolo gaură. Haideți, domnule, să le scoatem repede afară, să punem, asta nu e treabă costisitoare, să pui doi saci de nisip, să le duci înapoi la nivel și să fie totul corect, frumos. Până la urmă e o chestie de disconfort, dacă vreți, că nu moare nimeni de la pavelele alea sau de foame, că alea nu-s puse bine. E o chestie de disconfort. Băncile în Piatra Neamț, cel puțin pe zona Dărmănești, am văzut foarte multe bănci cu scândurile rupte, chiar am făcut poze la câteva dintre ele. Puteți spune mie că nu are primăria bani să rezolve treaba asta, are și o problemă de gospodărie, efectiv, dacă ești gospodar și dacă mergi în teren permanent, pentru că primarul asta trebuie să facă 4 ani de zile, să meargă totuși pe teren și în Văleni, și în Bâtca Doamnei, și în cartier peste tot, nu numai în centru și nu numai de la crama nu știu cărei cârcium și birou primar. Asta, traseul ăsta nu te ajută să știi ce se întâmplă, încă o dată spun la... Bun, vorbiți în general, că nu cred că știți că merge domnul primar de la vreo cramă sau la vreo cramă? Nu. Vorbeați în mod general. În mod general, dar știm că nu prea l-am văzut pe stradă, decât atunci când au fost inundații, luăm niște cizme cât mai lungi, că arată bine, dă bine la poză, mergem cu un carnețel în mână și cu un pix și câteva fotografii și punem pe Facebook, am fost astăzi, vai ce s-a întâmplat, dar vai ce s-a întâmplat anul ăsta, mă refer la Văleni, dacă vreți și numai, dar vai ce s-a întâmplat anul trecut, dar vai ce s-a întâmplat acum 2 ani, dar nu s-a făcut nimic, e greu, proiectul nu e simplu, acolo e într-adevăr costitor, domnule, dar măcar să vedem că a început ceva. A început să miște ceva în sensul ăsta. Nu, am fost în Văleni, este dureros ce se întâmplă acolo, din toate punctele de vedere, din punct de vedere social, dacă vreți. Ori trebuie să... oamenii ăia n-au o patrulă permanentă acolo, pentru că știm cu toții că este un pic un punct fierbinte în acea zonă. Oamenii, un pic, e chiar mai mult. Oamenii aceia nu simt siguranță. Păi nu se poate în 2020 tu să nu fii sigur când ești pe stradă, când îți lași copiii să se joace în nisip. Am fost în stare la una la alta, sunt foarte multe, m-ați întrebat 3 probleme, dar sunt extraordinar de multe. Știți că în cartierul Ciritei nu există un singur loc de joacă pentru copii și sunt suflete acolo multe, sunt copii, sunt oameni, nu există un loc de joacă, nu e posibil așa ceva. Le s-a spus, îmi zice cineva că le s-a spus că este loc de joacă undeva în zona 1 mai. De aia facem navetă la strand la Roman. Probabil din același motiv, când i s-a spus că este un strand mai bun în altă parte. De ce noi nu putem face? Spunea cineva că nu se poate interveni pe strand pentru că e făcut pe fonduri europene. Stai, domnule, n-am spus să-l schimbăm, să stricăm, să nu, dar să întreținem ceea ce avem și să modernizăm în continuare ceea ce se poate moderniza. Aici discutăm, de fapt, trebuie să facem tot ce ne stă în putere să atragem oameni în punctele care ar putea, să spunem, produce
venituri pentru buget, pentru că strandul, știm cu toți, este total primăriei. Dacă nu ne gândim la crearea de evenimente, din punctul meu de vedere, lunare, nu știu, spectacole, de orice fel. Acum e mai greu cu epidemia asta. Dar nu vorbim de asta. Stați un pic. Haideți să ne uităm din martie în urmă. Știți, ar trebui totul pus, iar s-ar da una la alta, transparența banului, cheltuirii banului public. Nu ai să o punem mare afișată, exact, s-a dus de aici acolo, pentru că eu nu spun că banii s-au furat sau nu, n-am dovezi în sensul ăsta, dar știm cu toții, sau spun cu toții, că au fost prost gestionați. Băi, hai să punem pe un tabel mare să vadă toată lumea. Dom'le, aici, uite, cât ai plătit pe lăutari la zilele orașului. Am dat un exemplu, nu știu dacă e cel mai bun, da? Sau cât ai plătit pe un kilometru de asfalt, sau cât ai plătit pe balastarea unei străzi. Și atunci, nu s-ar mai putea, dacă într-adevăr banul public este cheltuit corect și chipzuit, și este bine chivernisit, atunci oamenii nu ar mai avea această suspiciune că banii dispar într-o parte sau alta, într-o formă sau alta. Revenim la partea de administrație, însă înainte aș vrea să îmi clarificați poziția dumneavoastră politică. E acum o întreagă discuție, care candidat e de dreapta, care e de stânga. Mă rog, dacă mai credem că România se ține cont de doctrină și mai putem împărți partidele în funcție de doctrină în partide de dreapta și de stânga. Eu am mari suspiciuni aici. Dar, mă rog, e această dispută. Dumneavoastră, sunteți un candidat mai mult în partea dreaptă sau mai mult în partea stângă? Eu cred că profilul meu de candidat este clar de partea dreaptă. De altfel, partidul pe care îl reprezint, din punct de vedere doctrinar, se plasează undeva de centru-dreapta. Cred și eu, ca și dumneavoastră, că în marea majoritate a clasei politice nu mai ține cont efectiv de treaba asta. Este o luptă pentru putere, pentru ciolan. Dacă nu mi-e bine în dreapta, fug în stânga. Care este problema? Deși cred că ar trebui mai mult aplicată atenția asupra doctrinei partidelor, pentru că electoratul să poată alege între dezvoltare, dacă vreți, și ajutoare sociale. Sunt bune toate, nu spune nimeni că nu trebuie date ajutoare sociale, dar cum le dăm? În ce variantă le dăm? Când le dăm? Din ce bani? Și asta e adevărat. Și vedeți, mă gândeam zilele trecute, sunt totuși, eu vin din mediul privat și vorbesc cu foarte mulți prieteni de-ai mei, tot mediul privat, în general, mare majoritatea prietenilor mei sunt din mediul privat, toți ne plângem de forța de muncă. Și totuși se iau ajutoare sociale pentru că nu au venituri. Să nu se înțeleagă greșit. Nu vorbim de acei oameni cu probleme, cu dizabilități, cu nevoi speciale, care trebuie ajutați, nu trebuie lăsați sub nicio formă, trebuie să avem mare grijă de ei. Trebuie integrați, dar sunt oameni care, credeți-mă, sunt buni de muncă, sunt așa zdrahoni și preferă să stea cu ajutorul social. Păi și rezolvați dumneavoastră că aveți mare dreptate, dar vă spun eu că ce m-am gândit, mulți dintre ăștia și cu voturi, adică dacă îi pui la muncă, le pierzi voturile. Dar le cred că le câștigi pe ale celor care într-adevăr contează. Eu nu spun că trebuie... Dacă îi pui la muncă, nu înseamnă că îi chinui, domnule. Faci un lucru. Pentru unii dintre ei, din păcate, e așa, înțeleg, domnule, ca o pedeapsă muncă. Eu nu vreau să mai plătesc, domnule, pentru X sau Y care stă acasă, bine mersi, ajutorul social mai are o combinație ciudată în spate, nu. Dar de ce nu se face un parteneriat între primărie, direcția de asistență socială și șomaj? Și când se vine la ajutoarele sociale, șomajul se vine, spune, noi la Piatra Neamț, te-am chemat administratorii de societăți comerciale, avem 500 de locuri de muncă disponibile. De la șofer, tâmplar, măcelar, director, etc. Da? Câți avem la ajutor social care iau ajutor social din punct de vedere al veniturilor, că nu au venituri? Păi avem pe ăla, domnule, uite, avem locurile astea de muncă. Păi eu nu mă duc să muncesc. Atunci du-te, frate, nu mai vine nici cu mâna întinsă, că nu pot, nu-i normal. Dumneavoastră plătiți, la fel ca și mine. Toți plătim de multe ori bani unora care chiar nu merită să... Trebuie să luăm pauză, dar am să vă rog să răspundeți la o întrebare, iată, formulată pe pagina de Facebook a Jurnal FM, acolo unde ne putem vedea și în direct, formulată de un contracandidat, un competitor al dumneavoastră, și eu mă bucur că se naște, iată, dialog și în acest fel. Noi ne dorim chiar aici să
punem, să oferim posibilitatea unor dezbateri civilizate și corecte între candidații la primărie, la Consiliul Județean. N-am mai avut dezbatere, ăsta e punctul meu de vedere de mult timp în politica românească, cam toată lumea a fugit de dezbatere. Iată ce vă întreabă, interesantă idee, 100 de societăți cu 20 de angajați, s-a gândit invitatul nostru și la profilul de activitate al societăților, 20 de angajați nu sunt puțini. Da, discutăm de, început să discute la partea de turism, creând o premisă și o structură solidă în care oamenii pot să vină să investească, să investească în orașul nostru, ne putem gândi la absolut orice activitate, activitățile de producție. Eu cred foarte mult în activitățile de producție, care trebuie să fie din ce în ce mai multe. Din păcate, aici statul, eu cred că nu trebuie statul sau administrația publică neapărat să vină să te ajute, dar măcar să nu te încurce, să te lasă în pace, să-ți faci treaba. Știți dumneavoastră că sunt oameni care se plâng, ieri chiar vorbeam cu cineva și zic că bă, a durat 3 luni de zile să-mi iau un aviz de la, pe o chestie mărântă, și că alea 3 luni de zile am plătit continuu chirie pe spațiu, era un spațiu, nu știu ceva, servicii, chirie pe spațiu, da, 20 de locuri de muncă, poate sunt multe pentru societăți la nivelul la care am spus eu. Haideți să facem atunci 200 de societăți cu mai puțini angajați și ajungem tot acolo. Ideea era simplă, un calcul matematic. Dacă vreți să-l facem pe hârtie, îl putem face cu 2 angajați și jumătate, și erau, când eram mici, era o problemă cu câți muncitori să apun șans, dacă nu știu cât, și mi-a dat mie ceva cu jumate la rezolvare și mi-a tras tata, o mamă de bătaie ca să-mi scoată jumătatea de muncitori din cap. Să vedem dacă veți lua sau nu bătaie în competiția electorală. Eu vă doresc succes, așa cum doresc tuturor candidaților, și luăm o scurtă pauză muzicală, revenim în doar câteva minute, avem în continuare întrebări de la ascultători și vă așteptăm în continuare cu întrebări pe pagina de Facebook a Jurnal FM. Pauză și revenim.
Am revenit în direct, stimați ascultători. Vă reamintesc că alături de noi este domnul Ciprian Enache, candidat ALDE pentru primăria Piatra Neamț. Alături de noi sunteți și dumneavoastră și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vă așteptăm în continuare cu mesaje. Am făcut ad hoc iată și o dezbatere cu un alt candidat la primăria Piatra Neamț, care a adresat invitatului meu întrebări. Vă mai spune același contracandidat, domnul Enache, că pe partea dreaptă sau partea dreaptă este revendicată și de domnii Chitic și Gavrilescu și cum ar putea să spună un bugetar că este despre de dreapta. Și apropo de ceea ce spuneați cu turismul, cei din Horeca sunt terminați și din păcate aceasta este realitatea acum, așa în este perioada de așa epidemie este. Și e destul de greu să crezi că de la ei va porni, eu știu, semnalul sau, dacă vreți, bulgările de zăpadă care se ducă la o avalanșă în sensul bun a dezvoltării orașului și chiar de ce nu a județului. Statul nu prea face nimic să ajute acei întreprinzători privați care sunt în situație extrem de grea. Și vorbim, iată, de o guvernare de dreapta acum. Pentru că spuneam și adineori, după ce se văd cu sacii în căruțe noștri politicieni, uită 4 ani de zile de problemele reale și existențiale. Și asta cum e veți convinge pe alegător? Că nu o să faceți la fel. Nu bun, să... este clar că asta încerc. Discursul este cel pe care îl vedeți și va fi permanent același. Eu chiar vin cu inima deschisă în fața electoratului. Este un lucru clar că electoratul va pune ștampila acolo unde va crede. Indiferent cine va ieși primar, cred că ar trebui să facă adunări pe brese, dacă vreți. Apropo de ce spunea contracandidatul cu Horeca. Bun, putem dezbate mult cu Horeca, că să le cumpărăm noi produsele. Nu, hai să vedem exact cum o vedem toți împreună la masa rotundă, acolo să iau cele mai bune decizii. Nu eu vin și spun că nu le mă gândesc pentru Horeca să nu mai plătească taxe și impozite. Ipotetic vorbim. Nu, haideți să vedem ce facem ca să putem totuși trece de perioada asta grea, foarte grea din păcate pentru ei, da? Și să putem dezvolta în continuare afacerea și business-ul fiecare pe palierului, dar cele mai bune decizii le poți lua abia după ce ai discutat cu fiecare în parte. Știți că numai Horeca este atinsă de această problemă medicală apărută, din păcate, de ceva vreme. Sunt multe alte domenii care, pentru că e un lanț vicios, dacă vreți, da? Deci într-un lanț e simplu, dacă o zau undeva e cu probleme, scârțiești celelalte. Cu toate categoriile sociale și cu toate bresele trebuie stat de vorbă și văzut, dom'le, ce probleme întâmpin dumneata în problema în toată conjunctura asta. Au făcut și haideți să facem lucruri corecte și reale și palpabile. Au făcut onor guvernul Orban, au dat sprijinirea IMM-urilor, bani de garantare. A fost un praf în ochi, praf în ochi pentru antreprenori. Pentru că să nu spună, guvernul când vine și spune, domnule, vă dăm bani, spui concret, dau la Jurnal FM suma asta, pe un calcul aritmetic, matematic, dau la dincolo suma asta, în funcție de necesități, în funcție de domeniu pe care vrem să-l ajutăm și care considerăm că trebuie ajutat. Dacă tu vii și spui stat, domnule, eu te, sau guvern, domnule, eu te ajut, nu-i problemă, du-te la bancă să-ți dea, zic, te-am trimis eu. Haideți să fim serioși, ori banca își vinde un produs așa cum știe să-și-l vândă, indiferent ce spune statul, că domnule, vrem să ajutăm. N-a fost un ajutor corect, real, vizibil, palpabil. Nu, au fost doar vorbe în vânt. Am prieteni foarte mulți care lucrează în diverse instituții bancare și cu care am discutat problema asta, chiar mă interesat, fiind cum se mișcă. Zic, domnule, nu are nicio treabă, nu ne interesează ce povestește guvernul și când vă trimite, domnule, vină să-ți dau bani. Nu, pentru mine ești un client. Și cu asta am terminat orice discuție. Probabil niște unii care au avut, să spunem, poate alte pârghi, au ori fi luat bani prin programul ăsta. Nu spune nimic, nu, dar în general, situația creditelor este fix aceeași ca și înainte de pandemie și cum va fi și de acum încolo. Bancherul ce urmește? Să facă profit, să facă bani. Nu le interesează că spune guvernul, domnule, guvernul ar fi trebuit să dea bani în piață, așa o văd eu. Dacă, domnule, vă dăm 1 miliard de euro pentru societățile din turism, da? 1 miliard de euro împărțite pe fiecare societate în parte. Ei trimiși către o bancă comercială,
societatea Coprea vine și își asumă că face și unul, că nu închizi, de fapt asta încercăm să facem. Păstrezi locurile de muncă. Aia e ideea, da? Pentru că în momentul în care închizi o societate comercială, zici că foarte greu reușești să o repornești, pentru că o ții din inerție, dacă vei o lună, două zile, când aduni datorii la stat, la salariați, la furnizor, la, după care îți dai seama că nu mai poți și dai drumul, dar mai vin natural niște datorii din spate și când vrei să o repornești, s-ar putea să dai seama că nu mai ai cu ce și nu mai ai cum. Și ce facem? Poate chiar îngroșăm rândurile șomerilor, falimentelor și alte probleme de genul ăsta. La ceea ce a spus, timp să vă dau dreptate, vreau să fac și o precizare, și anume că băncile, sigur că ele caută profitul, că nu sunt societăți de întrajutorare, dar în România sunt lăsate de către cei care ar trebui să reglementeze situația, sunt lăsate să facă un profit care înseamnă sărăcirea clientului, dar asta e o altă discuție, poate o să o abordăm mai aplicat la parlamentare, că pică mai mult în sarcina unui parlamentar să facă un cadru legislativ în care clientul să aibă aceleași drepturi ca și banca, ceea ce în România nu se întâmplă în acest moment. Bun, timp să vă dau dreptate, dar domnul Câțu ne contrazice, așa că domnul Câțu, el știe cel mai bine. Știi, și sunt? Păi nu, vă rog să nu-l contraziceți pe domnul Câțu. Domnul Câțu ne-a explicat că guvernul ajută. Da, îi mulțumim la fel cum ne-a ajutat. Da, dar altă întrebare am de la dumneavoastră. Altă de la întrebare sună așa, ca slogan. Nu, dacă o spuneți dumneavoastră, dacă o spun eu ca jurnalist, întotdeauna am să am o altă întrebare, sau încă o întrebare. Vă roagă cineva să vă clarificați relația cu PSD. Da, corectă întrebare. Ați văzut? Cele mai corecte întrebări sunt de la ascultătorii noștri. Am făcut declarație de presă, dacă spun corect, ieri la depunerea candidaturilor și cred că am spulberat orice mit în ceea ce privește candidatura mea de la alt partid decât ALDE sau susținerea unui alt candidat decât candidații ALDE pentru primărie și Consiliul Local. Da, candidez din partea ALDE la primăria Piatra Neamț, am o listă de consilieri care mă susțin și pe care îi susțin, mergem împreună în această competiție. S-a făcut o alianță doar la nivel de județ. Într-o discuție cu domnul președinte a SAFTE-i, dânsul mi-a spus și este decizia dumnealui, nu asta, dacă vreți părea dânsului, invitați într-o emisiune, dar eu i-am dat oarecum dreptate pentru că sunt niște proiecte de anvergură plecate, să spunem, împreună cu această alianță, împreună au lucrat cei 4 ani de zile și sunt proiecte care se văd. Și dânsul a considerat că este bine să meargă pe parte de continuitate. Respect decizia dumnealui, dar vă spun că eu la Piatra Neamț discut doar de ALDE, nici un alt partid și nici un alt contracandidat nu poate fi o opțiune pentru mine. Ca să tranșăm, Răzvan Cuc este competitor, adversar politic evident. Absolut. Nu aliat, nu... Sub nicio formă. Nu aveți altfel de înțelegeri cu PSD-ul sau cu candidatul acestei formații? Cred că și declarațiile de presă dinainte de emisiune de pune candidaturilor au fost foarte clare, ferme și tranșante. Ca drept dovadă, nu vreau să fiu marionetă nimănui, nu vreau să fiu împins din spate sau ghidat de sforile unora sau altora. Eu vin, încă o dată spun, în fața electoratului cu inima deschisă, ceea ce gândesc, aia spun, ceea ce îmi doresc, aia vreau să fac. Dacă electoratul va crede că e bine, ok, dacă nu, înseamnă că nu am reușit să... Să-i conving, da, nu trebuie să ne supărăm, o să ai din punctul ăsta. Da, nuanțez eu întrebarea ascultătorului nostru. După alegeri, vedeți posibilă, sau mai degrabă, vedeți o alianță post-electorală, vorbesc, da, cu partidele de dreapta din Consiliul Local Piatra Neamț sau doresc, cu PSD-ul? Îmi doresc, dar cum spuneam, eu mă consider un candidat cu profil de dreapta. Totuși, nu putem face afirmații astăzi. Eu cred că guvernul local va fi destul de colorat. Mie nu-mi plac nici acei oameni care nu au putere de negociere și de discuție cu aliații din Consiliu și atunci blochează investiții. De multe ori s-a întâmplat, doamne, că nu este Consiliu de partea mea. Dacă nu ești un bun negociator să tragi Consiliul de partea ta, nu meriți să fii acolo. Și clar n-aș putea spune, domnule, eu nu fac alianță cu X sau cu Y sau cu Z. Pot face alianță cu oricine care vine cu proiecte corecte, cu proiecte bune și care vine, într-adevăr, în sprijinul și beneficiul cetățeanului.
până atunci mai e politic, ar da bine probabil să spun, doamne, eu mă duc doar cu X sau doar cu Y. Nu, haideți să nu păcălim nici înainte de alegeri și nici după alegeri. Bun, lăsăm politica, de altfel așa ne scrie un ascultător, și să mergem pe proiecte. Proiecte viabile și curajoase sau mai pierdem 4 ani? Proiecte viabile și curajoase. Vă spuneam, cred că un proiect de suflet, începusem discuția cu treaba asta și care este viabil și ușor de pus în practică, nu cu cheltuială foarte, foarte mare astăzi, ar fi dezvoltarea zonei Cozla, dacă vreți, a strandului, chiar dacă vreți, a cetății Petrodava, unde nici nu mai știm noi pietrene de ea, unde cu o poveste frumoasă, cu un drum de acces și cu o poveste frumoasă a unui istoric să-ți povestească cum s-a întâmplat, pentru că așa, asta am văzut când am fost prin altă parte. Nu credeți că nu mai sunt cetăți în țară sau în lume unde vezi efectiv o piatră, o stâncă, dar istoria din jurul acelui loc este foarte, foarte importantă. Lacul Vâdca Doamnei, care poate fi o bază frumoasă de agrement. Ne întoarcem. Asta înseamnă toate cele pe care le-am spus, înseamnă dezvoltarea turismului. Ori turismul, pentru că culmea, suntem stațiune turistică de la de pe 2000, nu știu, 8, 9, pe acolo, pe undeva, de, da, așa știu. Destinație turistică. Da, de, da, corect. Dar nu avem, pentru ce ați venit dumneavoastră din Prahova la Piatra Neamț? Să ce? Nu știu, dar pot să vă spun de ce a venit cineva din Giurgiu la Piatra Neamț, da? Mă rog, asta e altă discuție. Da. Nu știu dacă... Nu, în partea politică, nu, dar era doar un comentariu, nu mi-am putut abține. Se întâmplă următorul fenomen. În momentul în care dezvolți partea turistică, pentru că orașul este frumos, așezarea este bună, totul încurajează partea turistică. Avem munte, avem apă, avem tot ce vrem. Da? Atunci, unitățile de cazare care astăzi dau o medie undeva de, nu știu, cred că vreo două nopți, da, turistul atât stă într-o unitate sub de cazare. Sub 1,5, dă ea cu jumătate. Atunci când îi aduci, pentru că putem lega și este foarte important să legăm de stațiunea Durău. Îi aduci aici, le oferi cum spuneam, puncte de atracție, de divertisment, pleacă mai departe către Durău, se întorc tot pe aici. Ideea este să vină cât mai multă lume la Piatra Neamț, este calculul simplu. Cu cât vine mai multă lume la Piatra Neamț, cu atât mai mulți bani rămân aici. Este un proiect care cred că e viabil, vă spun de ce. Dacă vin să vă zic acum, domnule, știți, m-am gândit să începem cu construirea unei telegondole. Începe toată lumea să râdă, dar ne agățăm practic de ceea ce avem și dăm de lucru la ceea ce avem. Da, spații de cazare avem. Bun, haideți să vă spun eu ce n-avem. N-avem, de exemplu, infrastructură rutieră ca să vină omul aici. Că m-ați întrebat de la Prahova să vină. Ok, poate vine odată, că aude de povestea frumoasă a cetății Petrodava de care a spus dumneavoastră și e interesat și vine. Dacă își rupe mașina, dacă face o jumătate de zi și la plecare îl mai așteaptă încă o jumătate de zi să ajungă înapoi acasă, să duce cu mașina direct în service după aia, că nu știu, a dat prin grop și așa mai departe, nu mai vine a doua oară, oricât de frumos ar fi povestea. Dar nu am plecat cu, sunt de acord cu proiectele mari de infrastructură, trebuie făcute. Știm cu toții că acele nu sunt în buzunarul neapărat al primarului sau atelor, sunt proiecte guvernamentale. Putem achiesa și încuraja lucrul ăsta. Tocmai v-am spus că vreau să plecăm de la firul ierbii, corect. Haideți să împundăm grope de pe strada Izvoare sau oricare altă stradă. Sunt o groază. Haideți să aducem tot la cota acolo zero. Acolo cu strada Izvoare e jale. Aducem. Știți de ce se întâmplă? Pentru că se tot aruncă pisica dintr-o parte în alta, că e drum județean, adică PSD, că e drum local, adică PNL. La fel se întâmplă și cu pandemia. De fapt, gropile sunt apolitice. Da. Și virusul sunt ăsta. Singurele apolitice. Virusul gropile există, dar știți de ce e panică din punctul meu de vedere foarte mare? Pentru că declarațiile de presă ale partidelor, mă rog, celor mari doi jucători de pe scena politică, au de fapt menirea să unul când dă o declarație să-l înfunde pe celălalt și viceversa. Și atunci unul nu mai înțelege nimic. La fel și cu drumul Izvoare. La fel și cu unde mai erau, mai sunt niște proiecte în scap acum, tot așa, care stau cumva în așteptare pe la primărie de ceva vreme, pentru că nu reușesc să se pună de acord. De asta vă spun că trebuie să fim practic niște buni negociatori, să putem discuta cu președintele Consiliului Județean, indiferent ce culoare politică are, nu știu, să fim și bătăioși, până la urmă, dacă chiar nu vrei să mă bagi în seamă, găsesc eu o variantă, stau acolo, la guvern, că nu-ți dă guvernul bani, că e de altă culoare politică. Hai mă, naș, aduc un cor de campanie acolo, cu câțiva oameni după mine, stăm până venim cu bani acasă. Poate exagerez un pic, dar trebuie să fii determinat și când ești dat afară pe ușă, intri pe geam, trebuie să rezolvi problema pe care ți-ai propus-o.
Da? Evident, infrastructura, dar vorbim de a repara ceea ce avem și a gândi proiecte mai departe. Să nu spunem că mi-am văzut un proiect a unui contracandidat că va face o stradă, o centură ocolitoare foarte bună, de altfel avem nevoie, da? Undeva suspendată peste Bistrița. Haideți, dacă dumneavoastră îmi spuneți că obține măcar vizele într-un mandat pentru așa proiect, eu mă las de candidatură. Este exclus. Știm ce înseamnă să faci un drum, știu eu, într-un cartier de... Știi ce visez eu? Eu visez să vin pe centura aia ocolitoare peste Bistrița și să mă duc să mă, la spitalul ăla cu multe etaje, să mă duc acolo să, să-mi fac analizele, știți? Să fac așa pe centură, vedeți? La spital. Vedeți, dumneavoastră, acum tocmai ne dăm seama cum suntem păcăliți. Apropo de mari proiecte, proiecte de anvergură, să fac un aeroport de ozeniuri pe Pietricica, ce frumos o fi la noi, vin turiști. Hai, domnule, să vedem ce putem face concret. Dacă vin și spun că, domnule, eu fac cu cât s-a spus că face spitalul cu 9 etaje, eu îl fac cu 12, domnule, că am gândit eu că mai trebuie 2 etaje pentru X și Y problemă. Hai să nu mai mințim din start populația cu fantasmagorii de genul ăsta, să venim încă o dată, să coborăm la firul ierbii, să vedem de unde putem să creăm un fundament, dacă spun, stabil, și de acolo putem construi orice proiect este bun. Corect, trebuie discutat, dezbătut, bugetat. Bugetat, că dacă facem iarăși proiecte de ani de zile, facem proiecte doar în faza de SF-uri. SF-urile astea știm cu toții că sunt foarte scumpe, mai ales... Să spun mai că studii de fezabilitate, că despre asta vă... Da, studii, da. Studii. Ele sunt SF-uri și în înțelesul celălalt, adică știință. Dar știți cât bani se cheltuie acolo? Știți probabil dumneavoastră mai bine ca mine. Să afle și lumea acolo, se cheltuie cu cât e mai mare și mai frumos și mai pompos proiectul, cu atât cheltuielile pe acele studii de fezabilitate sunt mai mari. Se bagă în niște dosare, în dosarele alea, în niște dulapuri și peste 4 ani de zile venim cu alte SF-uri, studii de fezabilitate, alți bani și tot așa. Nu știm foarte bine... De ajung studiile mai mult decât proiectul în sine. Asta discutăm. Păi de ce? Ori că n-au fost bani, ori că n-au vrut să voteze nu știu consilier, ori că. Nu, domnule, hai când plecăm la o treabă, să plecăm cu ea din clar bugetată, cât costă aia. Facem studiul de fezabilitate sau nu-l facem ca să nu? Dăm proiectul deoparte, îl lăsăm, îl gândim în continuare, vedem de unde putem obține fonduri și atunci ne apucăm de treabă efectiv, când suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Bun, haideți să mai citim și din mesajele ascultătorilor. Iată, ne dă cineva cifra exactă, 1,8 grad de ocupare este în cazul foarte puțin, dar zice turistul vine în oraș și rămâne doar în condițiile în care îi oferim lucruri concrete și dacă așteptăm după centura ocolitoare autostradă o să murim de foame. Asta, exact asta spuneam, nu că nu ar trebui să nu înțeleagă ascultătorii greșit că nu vreau centru, cum să nu vreau? Clar vreau, mă gândesc la un proiect, cred că un proiect pilot, în primul fază ar trebui pe un cartier, nu știu, Dărmănești, Prista, oricare, copiii să plece la școală doar cu autobuz din acea, cu microbuz din acea școlar. Dimineața pe calea Romanului, de la intrare în oraș până în spate la hotel, acolo este o coadă continuă. De ce? Pentru că dacă pleacă 100, 200, 300 de copii odată cu tot atâtea mașini, este evident coada aia... Adică părinții care își duc copiii la școală sunt... Da, și atunci mi-a spus cineva, da mă, dar sunt părinți care copilul a meu nu merge decât cu mașina. Corect, merge, dar nu ai cum de opri în preajma școlii. Nu ai voie, acolo va sta un echipaj. Nu, bă, dacă tu vrei mult să-i lăsi, tot undeva pe două străzi mai încolo îl lași și tot pe jos va merge un pic. Atunci nu o să lăsi tu că microbuz, niște microbuze cu niște condiții civilizate, cu o pază asigurată dacă vreți, pentru că asta de fapt ne gândim când duci copilul într-un mijloc de transport, bă, nu se urcă un oricare altul, nu, adică se pot face lucrurile astea și dacă din 100, 2, 3, știu eu, de mașini care pleacă pe același traseu și îngrămădesc orașul, toate alea pleacă în treaba lor, unde au treabă, nu știu, la Roman, la Bacău, la firmă, la... E traficul decongestionat, poluare mai puțină, bani mai mulți în buzunar, că nu mai cheltui atâta carburant stând efectiv bară la bară. Nervi mai puțin și foarte important, dacă ești cald, dacă ești înșit, dacă ești cu zâmbătul pe față, altfel poți să gândești ziua de lucru, să faci proiectele pe care ți le propui să fie... Veți fi cu zâmbetul pe... Iertați-mă întrebarea, nu mă pot abține din nou. Veți fi cu zâmbetul pe față în campania electorală, că se anunță una cu multe atacuri. Da, dar de ce nu? Absolut, da, ce am... Eu n-am nimic de ascuns.
Deci eu mă aștept, dacă vor veni atacuri din acelea urâte, mărșave, să le spunem, dacă mi-e da voie, am să le iau ca atare, mă aștept, am mai văzut de altfel în tot felul de site-uri neasumate, tot felul de răutăcisme. Eu când am intrat în bătălia asta, mi-am asumat și mi-am asumat condamnele și bune și rele. Se pot întâmpla lucruri care să nu mă ajute, să nu mă onorez, să nu-mi placă. Sper totuși ca oamenii să, eu cred că se mai civilizează așa un pic lumea și nu o să mai fie neapărat campaniile care au fost până acum cu tot felul de atacuri personale, mai mult sau mai puțin adevărate. Tare mult aș vrea să am optimismul dumneavoastră, dar poate până la urmă așa va fi. Iată ce spune cineva: politicienii vechi trebuie să vină cu realizări, să-i lăsăm pe cei noi să vină cu proiecte. Și întreb eu de la comentariul ascultătorului nostru dacă dumneavoastră vă considerați un politician vechi sau un nou. Da, eu cred că am avut șansa să activez în zona politică și am plecat într-adevăr, cum se spune, de la partea de lipit afișe până la partea de administrație publică. Am fost consilier județean, am fost director la Direcția pentru Sport la Parcul Național Ceahlău. A fost o perioadă frumoasă, a fost o perioadă în care am învățat și partea administrativă, pentru că din afară, dacă ești și te uiți, vii doar din mediul privat și spui că merg acolo, nu, este cu totul, un pic altfel se gestionează lucrurile acolo. Mă uitam la, am văzut pe listă contracandidați care nu au niciun minut lucrat în administrație, eu cred, și candidați la primărie. Eu cred că nu trebuie să ardem niște etape, trebuie să o luăm etapizat, ușor, ușor ajungem acolo unde ne dorim. Deci pot să zic că sunt și politician vechi și nou. 4 ani de zile, după cum spuneam, am stat un pic afară, în afară de pe marginea, pe tușa politică. Am învățat lucruri atât cât am activat în politică și nu ai cum să nu înveți, depinde ce înveți, pentru că vezi și lucruri mai bune și lucruri mai puțin bune, dar experiența pe care am acumulat-o cred că este foarte bună. Să știți că am început și trag foarte mult în jurul meu să am tineri. De ce? Ei sunt practic viitorul, și când spun tineri spun 20 și ceva de ani. Să vadă un pic ce înseamnă munca într-un partid politic, pentru că una peste alta suntem o republică parlamentară, partidul politic va conduce în următoarea perioadă, până când s-o schimba, știu ceva, la nivel de legislativ. N-avem noi cum să reinventăm democrația acum. Evident că parlamentul rămâne principala instituție. Așa se întâmplă. Și atunci este evident, ca să nu ajungem cum au ajuns acești, cum ne place spune, mari jucători politici, să n-aibă candidați, domnule, la Piatra Neamț. De asta nu au, pentru că nu au crescut în jurul lor nimic, n-au avut pepinieră, au fost doar grupuri de interese, au scăpat din mână partea, dacă vreți, administrativ constructivă a unui partid și au ajuns astăzi încă să se joace e candidatul unui candidat. Știți foarte bine, candidații PSD-ului și a PNL-ului au apărut acum în scurt timp pe scena politică, ca să nu mai vorbim că unii mai sunt și de import. Da, nu vorbim despre contracandidați, vorbim despre dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă sau veți rămâne în politică indiferent de rezultatul la aceste alegeri? Cred că da, pentru că sunt două chestiuni de luat în calcul aici. Unu, mă n-am câștigat, mi-am luat jucăriile și am plecat. Măi, corect, asumă-ți și câștigul și pierderea. Păi da, să și nu vă convingă cineva, între ghilimele, convingă să plecați dacă nu câștigați, adică să nu... Nu. Eu chiar să nu vă împingă așa să plecați. Eu chiar sunt hotărât, din păcate, organizația municipală ALDE nu a crescut spectaculos în ultimii ani. Ceea ce ar trebui să întâmple din punctul meu de vedere înseamnă că undeva acolo au fost mai mulți președinți la organizație. Nu știu, e vorba de poate de determinare, poate, nu știu, undeva au greșit, ceva au greșit. Ei nu mai sunt astăzi lângă mine în organizație, așa au considerat dumnealor. N-au decât să-și vadă drumul în viață. Eu chiar vreau să cresc această organizație în continuare, pentru că am găsit și am adus alături de mine niște oameni frumoși, niște oameni deschiși, niște oameni cu viziune.
Nu poți dacă nu ți-a ieșit, dacă ai pierdut prima bătălie, ai plecat acasă și ai lăsat cu... De anul vi s-a impus un anumit rezultat? Că să mai practică în partide, domnule, dacă scoți în alegere rezultatul ăsta, bine de bine, dacă nu... Nu, n-am ajuns la discuții în sensul ăsta, dar eu am promis fără să mă întrebe nimeni că mă voi bate pentru fiecare vot pe care pot să-l obțin din piață. Și eu cred că voi face un meci frumos la Piatra Neamț. Vor fi surprize, domnul Cezar Filip. Le așteptăm cu mare interes. Mai avem doar câteva minute și rugămintea este pe final. Dacă aveți un mesaj pe care vreți să-l adresați prietenilor, sigur, rugămintea este să nu fie un mesaj electoral, pentru că, repet, aceasta nu este o emisiune electorală, este o emisiune de prezentare a candidaților. Eu vă rog. I-aș ruga pe prieten să vină să mă caute, să discutăm. Asta vreau, de fapt, eu nu vreau să-i rog să mă voteze. Nu, vreau să discutăm. Și dacă ei vor vedea în mine un potențial candidat care ar putea să le reprezinte interesele la nivel de primărie și consiliu local, atunci decizia clar va fi adusă. Nu vreau să merg agresiv în fața lor, domnule, hai votează-mă că o să fac. Nu, eu vreau să le spun cine sunt, ce fac, ce vreau, ce gândesc, cum vreau să fac mai departe, ce probleme au, să discut cu ei. Și i-aș mai ruga totodată să facă, să cântărească foarte bine tot ce se întâmplă pe scena politică și nu numai să vină numai cu critici la adresa clasei politice. E adevărat, au perfectă dreptate, dar ca să construim, trebuie să venim totuși cu niște idei. Dom'le, o fost rău până acum sau vedem cum, nu știm cum o fi de acum încolo. Nu vine nimeni să spună, dom'le, eu vin aici să fac rău în continuare. Nu, toți venim să spunem că facem bine. Rămâne să demonstrăm după 27 septembrie dacă vom face sau nu acest bine. Dar cred că electoratul trebuie să vină în întâmpinare și în ajutorul nostru cu idei și cu probleme reale și concrete, încă o dată spun, de jos, de acolo, de la firul ieri. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru cele spuse, domnule Ciprian Leache. Vă doresc succes în proiectul pe care l-ați inițiat, cel de a candida la primăria Piatra Neamț, așa cum le doresc succes tuturor contracandidaților, tuturor competitorilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați urmărit, pentru că sunteți alături de noi. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Noi ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, multă sănătate și să auzim numai de bine!